complicată, domnule profesor Sorinoane, această problemă a imigranților, a refugiaților, nu știu ce termen ar fi potrivit. Dumneavoastră, cu experiența și cu viziunea pe care o aveți, ce credeți că e de făcut în situația asta? România ce trebuie să facă, ca să nu ne referim la doamna Merkel sau la ce gândesc, nu știu, François Hollande sau premierul Cameron? Nu știu ce să facem. Avem două opțiuni, adică să-i primim sau să nu-i primim. Și? Dacă nu-i primim, rămânem într-un fel în afara jocului, ca să spunem așa, adică nu prea mai facem parte din Uniunea asta europeană. Dacă o să-i primim, o să ne alegem cu o mulțime de belele. Dar trendul care e? Ce se va întâmpla? Până la urmă, ce se va întâmpla? Trendul, eu cred că Europa își va schimba filozofia și va regândi. De fapt, ce se întâmplă acum provine dintr-o foarte puțină integrare europeană. Deci eu cred că treaba asta cu migrația asta așa va duce la o mai rapidă integrare europeană. În sensul că, vedeți, se gândește acum o idee de apărare comună a frontierelor. Da? Chiar deciziile Comisiei Europene nu mai sunt așa, devin imperative pentru toată lumea. Deci până acum erau așa, hai să ne consultăm, să vedem dacă tu accepti, nu știu, acum spune ori accepti, ori lasă-mă în pace, ia ieși la afară. Da. Se vorbește iarăși despre o armată europeană. Deci crezusem că subiectul ăsta este abandonat, dar despre o politică reală externă europeană, pentru că noi nu avem o politică externă. Adică bun, și țară întrebarea pe care vă adresez, dumneavoastră sunteți euro-optimist sau euro-sceptic? Cum credeți că vor evolua lucrurile? Sunt cam sceptic, dar aș vrea să fiu optimist, ca să vă spun așa. Credeți că până la urmă această construcție nu o să reziste? Credeți că țările se vor întoarce la granițele lor tradiționale? Ce credeți? Acum toată lumea cam asta vrea. Să ne întoarcem la... Ce ar fi bine României, domnul profesor? România nu are altă șansă în afara Europei, este clar. În afara Europei nu putem să ieșim geografic, dar politic vă întreb, în cadrul unei structuri numite Uniunea Europeană sau întorcându-ne la ale noastre, ca să zic, la spațiul Carpato-Danubiano-Pontic? Cum? Deci, Europa are acum două proiecte, ca să vă spun povestea asta altfel. Povestea ar fi așa, Europa vrea să fie o federație sau vrea să fie o confederație? Ea este o confederație care vrea să devină federație. Asta, într-o confederație, toate statele membre sunt de capul lor, adică ele sunt subiecte unice de drept internațional. Într-o confederație, ele cedează o parte din suverenitatea lor unor instituții care încep să gestioneze comun problemele astea. Și instituțiile sunt clare, adică orice stat federal are trei instituții comune. Apărarea, externele și finanțele. Toate crizele europene de până acum au fost că noi n-am fost o federație. Dacă n-am avut un buget comun, a apărut criza greacă. Dacă nu avem o politică externă comună, a apărut criza refugiaților. Pentru că, de exemplu, sunt unele state naționale care nu-și pot apăra granițele. Grecia e varză, oricine trece prin Grecia. Asta era problema. Sau sudul Italiei. Sau în sudul Italiei, sau în Ungaria. Adică ei chiar n-au știut cum să reacționeze până acum. Adică ce să facă, să tragă în imigrație. Au trecut și asta înseamnă că granițele astea sunt extrem de permisive. Da? Repete, o analogie de asta a fost mai când a avut o cădere a Imperiului Roman, atunci când era migrația barbarilor și Roma n-a mai rezistat și a căzut. Se poate compara, credeți? Sigur că se poate compara. De fapt, comparația a fost făcută de multe ori. Da? Acum, problema este, noi suntem exact în situația Imperiului Roman de atunci. Da. Dar nu cu aceleași efecte, totuși. Totuși. Dacă nu se iau măsuri rapid, s-ar putea să vedem lucruri grozave. Sunteți atât de
Da. Păi nu vedeți cum apar statele astea de statul islamic, a apărut din nimic. Deci a venit un individ și a zis calif și a luat bucăți din nu știu câte state acolo și statul ăsta chiar funcționează ca stat, ca să vă spun așa. Deci el are o logică de stat, deci nu e socotită o bandă de nenorociți care terorizează pe nici mai mult. Este consistent de stat. Domnul profesor, probabil că ultima sau penultima temă. În context, teoriile conspiraționiste, dumneavoastră vă spun ceva? Aveți o gândire conspiraționistă? Aveți impresia că profesorul Rugină spunea în anii 90, domne, este un guvern mondial informal, să zic așa, 200-300 de oameni foarte importanți ai lumii astea, care sunt mai oculți, așa, stau într-o parte, care nu sunt neapărat masoni sau neapărat evrei sau neapărat, nu știu, iluminați sau reptilieni sau cum li s-o mai spune, ei conduc lumea, sunt tot soiul de scenarii și așa mai departe. Deci aveți impresia, și dacă o să vă rog să vă raportați un pic și la istorie, aveți impresia că lucrurile în istorie s-au făcut și conspiraționist? Și vă pun întrebarea clasică. Revoluția franceză, vi se pare rodul unei conspirații, unui scenariu? Sau pur și simplu avem Revoluția franceză și mai departe? Răscoala lui Horea. Și despre ea s-a spus că a avut substrat masonic. Masonia 1804, toate evenimentele importante din istorie. Nu cred în chestiile astea. Nu credeți? Nu. Adică s-a dovedit că chiar șef masonici n-au acționat tot timpul în interesul masoneriei, ci în interesul lor personal sau în interesul unei țări. Napoleon se spune că a fost și el șeful masoneriei. Și cu toate astea, el n-a servit masoneria, a servit interesul Franței. Da? Ideea că... Sau gloria lui. Sau gloria lui, evident. Deci nu... Nu văd mergând împreună interesul Franței cu interesul omenirii. Uh-huh. Da. Deci, noastră, când citiți aceste... Nu credeți, nu puneți. Nu cu niciun preț. Chiar mi se par niște lucruri exagerate, absolut exagerate. Sigur că poate că a fost ceva. Bine, toată lumea conspiră, nu? Adică să spui, ăsta este evenimentul care a determinat așa ceva. Putem discuta pe cazuri concrete, ce să vă spun. Deci nu credeți că omenirea întreagă va încăpea până la urmă sub o conducere... Nu, globalizarea va aduce probabil la asta. La instituții mondiale. Sigur. Dar la vedere, nu neapărat conspiraționistă. La vedere, dar femeie ucei acum. Așa și toată tehnica asta acum... Te poate controla, te poate vedea oriunde, nu îți poate citi ce ai în cap. S-au schimbat legile istorice, profesor, legile după care evoluează omenirea? E ceva nou, a apărut ceva, sau sunt aceleași cauze care au funcționat întotdeauna, aceleași determinări? Asta trebuie să știți, pentru că uneori te gândești că jocurile de interes au contat în orice epocă, alteori ai impresia că e ceva în plus acum, că e ceva care a apărut nou datorită mondializării, internetului, faptului că cetățenii sunt supravegheați, da? Se poate ști în orice moment unde ești, după telefonul mobil și mai departe. De Big Brother. Da, exact. Cum vi se pare? S-a schimbat ceva? S-a schimbat ceva, sigur că s-a schimbat, dar schimbarea vine din partea tehnicii. Da. Chiar discut asta cu elevii mei, vorbim despre evoluția tehnicii și tehnica asta, mașinismul, deci a avut o fază care se numește mecanizare, adică mașina îl degreva pe om de efortul fizic. Sigur. A fost faza numită automatizare. Mașina l-a degrevat și de efortul psihic. Dar a apărut și faza numită cibernetizare, în care mașina a căpătat capacitatea de autoreglare. Adică a împrumutat ea ceva din biologic, capacitatea asta de autoreglare, ea se corectează. Ea își poate înlătura greșeala. Și de aici a început o dispută și asta mi se pare mie... Să spunem, o temă formidabilă. De fapt, toată literatura SF pleacă pe ideea asta, a rivalității dintre om și mașină.
acum, ideea este că omul vrea să devină o mașină și va deveni, are tendința asta să devină o mașină. Și apar, de fapt, combinații om-mașină. Da, istoria, așa cum ați studiat-o și o studiați dumneavoastră, da, ne mai poate spune ceva despre viitor? Că am impresia că nu. Am impresia că tot ce se întâmplă și tot ce se va întâmpla de acum înainte nu și găsește precedent. Să spune bun că istoria se repetă, dar impresia că nu se mai repetă. Pentru că apar niște lucruri, acestea pe care le povestiți acum. Roboții iau locul oamenilor. Asta este gândirea mitică. Noi nu putem să facem abstracție de ea. Chiar am văzut recent, eu n-am văzut filmul, dar l-am citit povestea lui. Este un film, se numește Marțian. Și ideea este că un individ rămâne pe Marte, toată lumea îl abandonează acolo și el se apucă și cultivă cartofi și nu știu ce face pe Marte. Păi zic că, păi ăsta este Robinson Crusoe. Dar a dus în epoca noastră și el a devenit marțian. Ne-am zis, deja gândirea mitică este o gândire prin analogie. Adică s-a întâmplat ceva exact la fel, poate cu alte mijloace, sau, dar povestea e tot aia. Explică, da, Mircea Eliade în cărțile lui cum stau lucrurile cu scenariile astea, deci, noi tot timpul, de la Zalmoș și la Gingis Khan. Noi tot timpul avem tendința asta să gândim prin analogie. Mai a mai existat o poveste asemănătoare? Uite, mie ar putea să mi se întâmple asta. A existat. Și intrăm într-o paradigmă. Bun, da. A mai existat ce se întâmplă acum? Sau ce o să se întâmple mâine? Sigur că poveștile se vor repeta, dar poate cu alte mijloace tehnice, ca să spun așa. Dar ele vor rămâne la fel, aceleași povești. Da? Uh-huh. Ce vreau să aflu de la dumneavoastră este dacă credeți că ne așteaptă neprevăzutul total. Pentru că eu mă tem de asta. De bine, mă tem că într-un timp destul de pătrân mediu, dacă vreți, roboții vor lua atât de mult locul oamenilor, încât oamenii nu își vor mai găsi de muncă. Și nu știu ce vor face miliardele de oameni de pe această planetă. Bine, ideea a lansat-o Marx. El spunea, de fapt, rolul robotului este să îi dea omului posibilitatea să aibă timp liber. Și el să folosească timpul ăsta liber pentru cultură, pentru creație, da? Și să, el să nu mai se alieneze în tot felul de activități de astea repetitive. Problema nu e că noi vom fi dați la o parte. Problema este câtă inteligență pui totuși în robotul ăla, încât la un moment dat să nu te depășească. Este celebrul caz cu Odisee Spațială 2001. Poți să-l faci robotul să fie mai inteligent decât tine și la un moment dat el se consideră în lanțul ăsta evolutiv deasupra. De acord, dar în industrie, domnul profesor, uzinele Dacia, de pildă, au anunțat că vor scoate la șomaj, nu știu, iarăși, nu știu câți oameni, pentru că vin roboții care construiesc Occidentul, singuri. Occidentul a găsit o altă soluție. Ei se gândesc, de exemplu, la să dea și vinerea liberă. Și să termine undeva săptămâna de lucru joi la ora 2. Da? Și deci aceea, deja am început să fac. Când vor face și nu știu cum, o să dăm și joi liberă și mai muncim deloc. Avem, Vă puteți imagina o asemenea lume în care numai, să zicem, istoricii vor munci, scriitorii vor munci, muzicienii, artiștii, oamenii din sfera umanistă vor munci, pentru că roboții nu pot să le ia loc. Asta era, să spunem, matematicienii vor munci. Da. Ideea că robotul nu are sensibilitate. Și atunci partea asta de creație, nu robotul, dar vedeți că japonezii fac roboți care compun muzică, care scriu poezie, s-ar putea să ajungem. Cu elevii dumneavoastră, și asta chiar cred eu că este ultima temă, e o întrebare care de asemenea a venit de acasă, cu elevii dumneavoastră discutați despre fericire, domn profesor, și cum trebuie să-și o construiască ei, cum trebuie să-și gestioneze viața, ce trebuie să învețe de la dumneavoastră ca profesor, ce să facă cu ce învață de la dumneavoastră. Mă interesează dacă aveți o viziune din aceasta holistică sau sunteți adeptul unui învățământ de nișă. De acum că fac asta, că și ce le spuneți? Și ei cum reacționează? Ca profesor, nu mă rezum la lecție și încerc să găsesc o filozofie acolo, o morală, o ceva.
Și cum reacționează? Ce vor și ce cred? Ce fel de oameni vor fi aceștia peste 30, 40, 50 de ani, când noi nu vom mai fi? Cu cine va fi? Ce fel de tipologii umane vom avea în țara asta, ca să nu vorbim de glob pământesc? Eu sunt liniștit, așa, am tineri de bună calitate și mă simt bine cu ei și când văd ce au reușit în viață, sunt chiar mulțumit. Cum ar fi? Dați-mi ce au reușit. Vă spun, chiar o să, anul ăsta chiar pregătesc o carte cu niște povești la hovariste. Bine, sunt mai vechi, dar vreau să spun că și poveștile lahovariștilor actuali sunt formidabile. Păi, adică oameni care au performat, oameni care au performat în toate domeniile. Creativ, extraordinar de creativ. Adică da? Uneori rămâi blocat. Eu cred că în jur de 15-20% din elevii noștri de la lahovari sunt imediat luați de universități de afară și universități mari. Da? Adică să te ia un MIT sau un Princeton sau, și să-ți faci acolo doctorat și mi se pare absolut fabulos. Eu țin legătura cu copiii ăștia și din America și din Anglia și din Europa pe unde s-au dus și sunt în toate domeniile peste tot băgați. Sunt excepționali, vă spun. Dar prin ce s-ar deosebi ei de generația dumneavoastră? Bine, au avut ușurința asta de a călători, este evident. Și nu, pe interior, că așa pe exterior noi știm, sigur. Nu, te poți urca în avion sau vorbești la celular, lucruri care nu sunt deosebiți și de noi. Nu se creează un alt tip de om, spuneți dumneavoastră, nu? Nu se creează un alt tip de om. Același. Oamenii serioși și profunzi sunt serioși și profunzi. Dar, în schimb, familia sau religia sau literatura schimbă ponderea, nu? În gândirea lor sau în sensibilitatea lor. Sigur că sunt alte priorități, dar să știți că cei care reușesc sunt buni la toate, ca să spunem așa. Adică nu poți să spui că ăsta e IT-ist și nu vede altceva. Am exemplu chiar în familia mea. Între băieții mei, cum să spun, poți să discuți absolut orice cu el. Deci și literatură, și religie, și politică, și pentru că, de fapt, nu poți să ai idei în niciun domeniu decât dacă ai toate ideile într-un fel în cap. Da? Asta spun, nu încurajez genul ăsta de specializare foarte strictă. Te bagă într-o fundătură, da? Chiar în domenii de-astea, și matematică, și nu poți să fii creator decât și creativ, decât dacă ai mintea înțeleg aceste în toate tinere generații, citesc. Da, nu mai citesc ca noi, dar citesc, în felul lor citesc. Da? Au o ușurință de asta lingvistică, vorbesc limbi, una, două, chiar trei. Se descurcă, au talentul ăsta de socializa ușor. Este un talent. Sigur. Dar sunt mai reci sau sunt la fel sau sunt mai calzi sau sunt mai sociabili, mai puțin sociabili? Cum? Fiecare are cât un temperament. Uh-huh. Deci nu vi se pare că ne îndreptăm spre... Dar cu mulți dintre ei m-am întâlnit așa spiritual, intelectual și am o bucurie deosebită să văd că rezonăm, gândim la fel sau... Poate el gândește după mine sau poate și eu gândesc după el, ne influențăm reciproc. Uneori ai o bucurie așa formidabilă să când îți dai seama că ce spui tu s-a înfipt undeva acolo și a crescut. Din ce spuneți dumneavoastră, trag concluzia că sunteți, mă rog, echilibrat, dar echilibrat optimist, nu sunteți catastrofic, ce m-a îngrijorat un pic chestiunea asta cu Europa Islamică. A fost singurul lucru care... Trebuie să îngrijoreze pe toată lumea. Și... Eu văd cum se comportă islamul ăsta și nu-mi place. Nici, apropo de asta, nici aici nu vedeți oarecare teorii conspiraționiste? Că parcă dumneavoastră spuneți că... Aici parcă aș vedea, adică un plan. E un plan. Nu se poate ca un milion de oameni să plece de capul lor așa, tot să gândească concomitent și să plece ordonat... Și au plecat, dacă v-ați uitat, 60% sunt tineri, foarte bine școliți,
doar vreo 13-14% sunt femei și ce au venit, parcă au venit ca o armată de asta, așa, sub acoperire, ca să spunem așa. Mă gândesc, nu cumva, dacă cineva a gândit toată treaba asta, că este diabolic așa, și noi am primit cu inocență, cred că, într-un fel, toată filozofia asta noastră cu drepturile omului și cu... Păi sigur. Cu democrația. Sigur. Da, da, ei gândesc altfel. Da? Adică la el nu democrația și nu drepturile omului sunt prioritare, la el șaria și corupția. Da, da, noi vom renunța la... Dacă nu, principiile noastre, asta cu drepturile omului, adică să vedem mai clar cum sunt cu drepturile astea, că acum nu înseamnă că noi trebuie să-i primim pe toți și să-i fericim pe toți, că fericirea lor poate să fie nefericirea noastră. Și atunci trebuie să existe o limită. Dar deocamdată văd că procesul ăsta continuă, adică nu văd de sfârșitul și nu văd cum Europa va gestiona toată problema asta. Adică ce facem? Îi asimilăm pe ăștia? Nu îi asimilăm, pentru că, de fapt, filozofia noastră ne spune să nu îi asimilăm. Da? Pe când filozofia lor le spune să ne asimileze ei pe noi. Da, corect. Da? Filozofia noastră a fost foarte păguboasă, se numea multiculturalism. Adică lasă-te, pentru că dacă tu vrei să fii, nu, eu nu mă bag. Păi da, dar el se bagă. El vine și spune, dar de ce umbli tu așa despletită? Da? Și mă deranjează pomul ăsta de Crăciun aici, că mă jignește pe mine. Da? Și ia să nu mai mănânci tu o friptură de porc, că la mine e un păcat foarte grav și eu mă simt pângărit numai când văd că mănânci tu ceafa aia de porc. Păi atunci, eu ce să fac? Cum să reacționez? Da? Eu nu te-am invitat eu aici, nu te-am invitat la mine. De ce ai venit în casa mea și acum tu schimbi regulile și... Sigur că mă deranjează ideea asta. Noi nu suntem foarte afectați deocamdată, pentru că totdeauna noi fim periferici, pe noi ne-a pocnit mai târziu. Da? Pentru că noi, în general, avem așa un talent de adaptare istorică fabulos. Noi găsim noi ceva până la urmă, o să facem noi ceva. Și credeți că vom reacționa? Vom reacționa. Păi, până suntem mulți. Și nu suntem chiar așa de mulți, că dacă vin peste noi, v-am spus, creștinismul este într-o fază bleagă, defensivă, deci e se pâlpâie așa, dar nu mai are nicio vigoare în Europa asta, pe când ei au așa un elan formidabil. Da, vom vedea. Vă mulțumesc, domnule profesor, a fost exact ceea ce mă așteptam să fie. Ați spus lucruri pe care... Eu le voi revedea când vom publica emisiunea în Criterii Naționale. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să deschideți seria emisiunilor din 2016 împreună cu mine, doamnelor și domnilor. Noi ne revedem mâine la ora 20. La revedere!